Descoperire, 10 aprilie 2022. Cuvânt primit de la Domnul prin fratele Moise. El nu-și va părăsi sfinții. Psalmul 37 cu 28. Iisus Hristos. Fiul meu, eu cunosc sfârșitul de la început. Înainte ca să se întâmple ceva, un eveniment, știu deja despre el, căci eu, Domnul, am rânduit totul din vechime. Tot ce se va întâmpla în viitor este în mâna mea. Nimic nu se întâmplă la întâmplare sau din greșeală. Astăzi vă voi oferi o privire a ceea ce urmează să se întâmple foarte curând în această lume înainte de venirea mea. O mare foamete vine peste toate națiunile pământului, o foamete atât de groaznică încât nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria omului și nu se va mai întâmpla vreodată. Urmează o mare cădere economică, deficitul de combustibil și prețul mărfurilor și produselor va crește atât de mult încât un salariu pe zi nu va putea hrăni nici măcar o singură persoană. Mâncarea va fi rară în multe națiuni și criminalitatea se va împrăștia peste tot. Banii vor deveni lipsiți de valoare, pentru că hrana va fi rară pe pământ. Oamenii se vor lupta să supraviețuiască, iar guvernele voastre nu vă vor ajuta cu nimic. Acesta este calul negru despre care se vorbește în Apocalipsă. Această foamete este deja resimțită de mulți acum, se va intensifica în zilele următoare. Eu, Domnul, nu voi părăsi copiii în aceste vremuri de mare necaz, ci îi voi îngriji pe toți ai mei care își pun încrederea doar în mine. Voi înmulți puținul pe care îl au ei, așa cum am făcut de mai multe ori în cuvântul meu. Nu vă temeți, copiii mei, puneți-vă doar încrederea în mine și vă voi conduce prin această perioadă de mare foamete. Fiul meu, urmează o altă pandemie, o ciumă mortală care este mult mai rea decât cea actuală, mai bine zis recentă. Această ciumă este creată de om, așa cum și cealaltă a fost la fel creată, pentru că scopul lor este de a pregăti lumea pentru noua ordine mondială, așa precum este numită de elita globală care slujește și se închină diavolului. O ordine mondială în care menționarea numelui meu va fi considerată ilegală, rugăciunea, slujirea bisericii și citirea cuvântului meu vor fi văzute ca un act demn de moarte sau de închisoare. Copiii mei, imediat ce această ciumă mortală va fi eliberată, se va răspândi pe tot globul cu o viteză mare, mult mai repede decât covrigul și își va ucide victimele într-un timp foarte rapid. Cadavrele vor fi văzute pe străzi și va fi declarată încă o blocare, carantină totală în întreaga lume. Multe națiuni vor impune legea marțială cetățenilor lor pentru a intensifica blocarea, carantinarea. Vaccinarea forțată va fi legalizată de multe națiuni și toți cei care vor încerca să-i reziste vor fi pedepsiți, închiși sau decapitați. I-am avertizat pe mulți dintre copiii mei, prin câțiva dintre slujitorii mei, să nu ia vaccinul COVID, dar mulți au refuzat să-mi asculte avertismentele și au mers înainte să-l primească, împlinind astfel voința vrășmașului. Tot ceea ce vedeți că se întâmplă în întreaga lume a fost deja planificat de vrășmașul meu. El se luptă din greu pentru a lua cu el cât mai mulți la distrugerea veșnică, pentru că știe că timpul lui este foarte scurt și că este pe cale să se termine. Mă doare inima nespus de mult
că mulți dintre copiii mei au încredere în știința, care funcționează doar pentru a înșela umanitatea și nici de cum în cuvântul meu. Mulți dintre copiii mei își trăiesc viața de parcă eu nu mă mai întorc și ca și cum nu vor muri niciodată sau că mai au mulți ani de trăit pe pământ, neștiind că viața lor pe pământ este doar o clipă înaintea mea. Copiii mei, nu luați niciodată și nici într-un caz vaccinul pentru că nu este un vaccin obișnuit. Chiar dacă vă vor lua viața, să nu-l acceptați niciodată. Orice vedeți întâmplându-se nu face decât să pregătească scena pentru întronarea lui Anticrist și a noii lor ordini mondiale false. Rămâneți statornici și nu mergeți pe calea largă a mulțimilor, ci urmați calea strântă care duce în ceruri. Voi fi cu voi chiar și în momentele voastre cele mai întunecate, chiar și atunci când veți crede că toată speranța este pierdută, pentru că eu sunt speranța și răsplata voastră extrem de mare. Un întuneric mare vine peste tot pământul, foarte întunecat și îngrozitor, dar lumina mea va străluci puternic pe căile tuturor copiilor mei care au o relație cu mine. Națiunea Americii va experimenta mânia mea, pentru că paharul fără de legii ei este deja plin. Judecata mea va veni asupra Americii și o voi pedepsi pentru toată urăciunea pe care a comis-o împotriva mea. Ea i-a poluat pe mulți cu perversiuni sexuale și mari atrocități sunt comise zilnic în ea. Copiii mei din America care poartă lumina mea în ei vor fi protejați de mâna mea puternică în timp ce eu voi pedepsi cu toiagul. Judecă. Alegeți în această zi cui veți sluji. Urmează marea foamete, o nouă ciumă mortală, din nou pandemie, carantină, legea marțială, injectare forțată prin lege, marea persecuție, închisori, lagăre, martiraj, noua ordine mondială. Amin.